Salutare! Astăzi te invit la o ședință foto pe care o realizez la Carmangeria Ozana din Sălăjan, în București. Această masă o voi transforma într-un studio foto în curând. Îl știu pe Ionuț de la Carmangeria Ozana de câțiva ani. Eu am mai cumpărat produse de la el, sunt foarte bune, sunt excelente și astăzi am venit să fac o ședință foto cu niște produse de ale lui. Anul trecut la Vama Veche, în octombrie, când am organizat convenția anuală de caravaning, am avut niște mici foarte buni de la Carmangeria Ozana. Lumea nu se mai dădea dusă de atunci de la cei mici. Dar haideți să revenim la ziua de astăzi. Am stabilit cu Ionuț aici, o să facem ședința foto pe această masă. Ne-am adus câteva echipamente. Voi avea nevoie de niște stative. Ionuț o să vină și el în curând. Un stativ pentru cameră. Am adus câteva fundaluri, mulțumită lui Cătălin Săvulescu, să vedem ce va alege din aceste fundaluri Ionuț. O să vreau să fotografiez tetered. Ce înseamnă asta? Că voi fotografia în laptop și clientul, respectiv Ionuț, va vedea direct ce fotografiez, va vedea pe laptop. Îi voi monta aici, undeva, așa zisul, birou. Și o să începem treaba. Bine ai venit! Da, e cald. Așa, aici îți montez biroul unde o să vezi fotografiile, ce o să le fac. Haide un pic, hai un pic aici să-mi spui cam ce ți-ar place, la care te decizi. Cred că mai natural merge pe lemn. Da? Ok. Produse naturale pe... Corect. Coregrafie naturală. Am adus atunci de probă. Exact, adun să facem niște teste. Fiind o ședință foto în locație, am adus mai multe chestii, inclusiv aceste difuzii, dar să vedem de ce o să am nevoie. Nu mai e. Nu, 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 nu,
la mine, să fac frumos cu cuia, să-i dăm cu sandul lung, cu figuri, cu... Da, să fie o regizare de asta frumoasă. Thank you.
Da, dar nu știu cum Hai să facem platouașul. Da, ține așa. Pun așa. Deci tu vom fotografia de acolo. Da. Bine, ideea e să fie cât mai concentrate, stai un pic, stai. Să fie cât mai concentrate în zona, în zona asta. Da, asta vreau să pun pe spate să vadă doar în față, e așa. Da, dă-mi-l până aici. Până aici. Până aici. Și de ce? Că eu am nevoie în spate. Am nevoie de background. Hai. Da. Bine, o să pun puțin în spate. Ok. Așa. Gata. Colorata, astăzi gata. Mai e ceva de pozat? Nu mai vreau.